Mâine voi fi la echipă ca să prezint nou antrenor Toni Petrea și cu Neubert preparator. Nu știu dacă va veni el mâine, dar a zis că pot să-l anunț. Iar el ăsta, Bogdan Vintilă, cum v-am spus că poate să stea toată viața cu mine, va fi antrenor, antrenor la echipa a doua. Cu Pintili va fi antrenor secund până face școala. Eu ce să-i fac, nu? Dacă avea acum licența, ar puneam pe el. Cum v-am spus. Nu trebuie să mă feresc nimic. Dar pentru că nu are licența, ar pun pe Petre. Dar domnul Pintili dorește să rămână la echipa a doua? Ați discutat cu el? Băi, eu n-am discutat cu el. Dar eu așa dau ordinul. Și dacă el o să-l execute, nu? Nu crezi că-l execută? Eu zic că le execut. Eu așa dau. Și dacă vrea să plece, lăsa să plece? Păi da, o să leg cu lanțul? Dacă vrea să plece, îl las, o să leg de stâlp. Ce să-i fac? El a spus, a vorbit cu duhovnicul și a spus, bă, te duci la becali, faci ce spune el. Ascultare. Voi nu știți ce înseamnă ascultare în biserică. Ascultare înseamnă ce spune stăpânul. Și eu ce-i spune, aia face el, o să vedeți. Că e cu minte și că ascultă. Adică zic de cu minte în sens duhovnicesc. Adică nu vreau să interpretați cum vreți voi lucrurile. Vorbesc de ascultare duhovnicească. Și el, om din biserică, și niciodată lucrează toată viața mea cu mine și niciodată nu-l dau afară. Numai dacă vrea să plece, nu pot să-l opresc. Da. Deci, antrenor la echipa a doua. Dar noi nu știm. Mihai Pintili este și el un om religios? Mihai Pintili, păi nu i-am pe toți. Mi-aduce Dumnezeu câte unul, câte unul, câte unul. Noi l-a adus pe Tudor, acum și Meme. Că încet e cet, nu vezi cum face Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu lui Meme. Ea mi-a zis, băi, să-ți dau în jurul tău numai oameni credincioși, am să-i fac. Și a făcut Dumnezeu cu forța. Pe toți. Uite, a venit Tudor, Meme, iar ăsta. Așa vreau să lucrez cu oameni din biserică. Așa vreau să lucrez. Cu oameni credincioși. După aia, n-am de unde să-i găsesc pe toți, că e greu îi găsești. Dar încet, 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 încet se merg pe drum. Păi ia pe drum, nu? Sergiu, mergi la biserică? Cum? Sergiu, dacă mergi la biserică. Păi nu îi întreb, eu nu mă întreb, am făcut acolo, o fac cu biserică, da? Nimeni nu e obligat să meargă. Fiecare merge cine vrea și cum vrea. Numai că eu de ce l-am dorit și pe el? Pentru că a zis, băi, eu oricum jucător stăi nu mai iau. Și atunci nici atacant trebuie să iau. Da, nu există altul ca el, român, atacant la ora asta. Nu? Păi nu m-am luptat cu nimica, că... Noi ne-am luptat. Ei s-au luptat, zic ei. Nu, că ar fi... Nu, n-are rost. Nu mă interesează asta, vă spun ei, nu eu. Că nu mă interesează pe mine, că eu nu mă lupt. Eu dacă vreau ceva să iau, neapărat iau, nu mă poate nimeni concura. Dar numai că nu, asta nu înseamnă că gata, arunci cu banii de azvârlita, că vrei să te concurezi cu ce ferit. Treaba lui, facă ce vrea. Că dacă faci așa, după aia ajungi în partea ailaltă. Și eu nu vreau să ajung în partea ailaltă. Da. M-a impresionat golul marcat direct contra echipei noastre? A, nu asta, mișcarea lui. Și m-a impresionat, nu știu, a făcut o fază, mi se pare, cu ultimul meci. Când ai făcut ultimul meci, cu cine ai jucat? Cu Craiova. A avut o fază, nu știu, în care eu așa, a preluat o minge, a preluat-o așa, avea în partea alta, a dat cu stângul. Adică a avut o mișcare și o dinamică de preluare a mingii de mare jucător. Plus de asta îmi place că nu... Mie nu-mi plac jucătorii care se lovesc de mingea de ei ca de perete. Atinge mingea, e magnet. Da, cum ar laude? Prea multe laude să înțelegi, dar așa-l văd eu acum. E posibil să mă înșel. Nu știu, că m-am înșelat și la mulți. Domnule Becali, viitorul lui Adrian Petre mai este la fece să vrem aceste condiții când ați mai încasurat încă un an? Adrian Petre mai are încă un an, respectăm contractul. Adrian Petre mai are un an cu noi. Și mai are încă 3 ani, că am semnat cu el, am semnat direct pe 3 ani. Vezi care este diferența de încredere? L-am văzut eu.
Pe Petre nu-l văzusem eu și am zis, nu, tată, fac până an jumate și până încă 3 ani, 2 contracte. Cu el n-am făcut direct pe 3 ani, deci pentru că am zis, bă, oricum, îmi place ce e, îl văd ce e. Nu mai am nevoie să știu ce o fi. Plus de asta n-are 22 de ani ca să aibă emoții. 27, ce emoții mai ai băiatul ăsta? Ca să vii că vin la PCSB și că sunt majoritatea când vin, clachează. Dar l-am văzut statornic, l-am văzut și în declarații, el nu știe, l-am studiat și la declarații, se văd dacă e statornic și dacă e, dacă are blândețe, dacă are pace în sufletul lui. Că el în declarații îl studiam ca să văd ce vorbește și cum vorbește. Nu l-am văzut niciodată agitat, nu l-am văzut niciodată mânios, l-am văzut blând, luminos, pace. Deci vă plac Ardelenii ăsta? Ardelenii în general, dar Ivoadă trebuie să fie și caracter, că dacă nu are caracter, fotbalistul e mai greu, chiar dacă are calitate. Părintea lui înseamnă că are culoare liber și tănase de data aceasta și te aștepte și el la oferte să-și facă... Ce să fac? Pe ce tănase, ce-i atacant? Păi atacant, dar nu avea ce face. Nu e. Noi atacant numai pe el avem atât. Și mai avem unul în strate. Și mai avem și Petre, care e posibil să dea Dumnezeu să fie. Viteza are, calitate are. Dar în moment ce primești mingea să rămâi singur cu portarul și tu o dai 2 metri la adversar mingea, aia nu poți să suport. Că s-a întâmplat așa. A primit mingea să rămâne singur cu portarul. Și el a dat-o la adversar mingea. Pas. La 2 metri. Adică niște chestii face care... Dar e posibil, e posibil să se antreneze acum și să fie. O avea mare concurență. E greu să concureze. Bă, dacă îi băgăm contractul, și ăla de 3 ani, dacă cumva în ăsta, anul ăsta. Avem multe competiții, a unde să joace, are și el unde să joace. Despre celelalte lucruri ce văd că se vorbește la televizor cu sta, că nu e management bun, că nu e cu tare, vreau să vă readuc aminte. Am adus în România vreo 200 de milioane de euro din vânzări de jucători și calificări. N-am vândut nimic din patrimoniul României. Și vreau să vă mai aduc aminte un lucru. O să încep cu Dinamo. Rapid, chiar și CFR. Au trecut până insolvență. Rapid distrusă, Dinamo distrusă, CFR în insolvență. Vaslui nu mai există. Oțelul Galați nu mai există. UTA, bătrâna doamnă, Timișoara, Vaslui, Pitești, Petrolul, toate nu mai există. Păi băi, ca să vorbești de fotbal e ușor. Și ca să știi să joci fotbal, e talent de la Domnul. Bă, dar ca să poți să faci fotbal e mai greu. Și nu că spun eu, s-a demonstrat tot timpul și am demonstrat-o și eu. Că eu am făcut, alții au clacat. Numai așa, ca să se afle adevărul și cu asta. Celelalte lucruri s-a mai fost vorba de sechestru pe, că am vorbit astăzi în ziua, sechestru pe averea mea. Judecătorul a spus sechestru nelegal. În momentul când eu fac ceva nelegal, răspund penal. Nu vreau să răspund de penal procurorul, dar vreau domnul Bologa să ia hotărârea sechestru nelegal, a făcut ceva nelegal, de la afară. Dacă vrem să facem ceva în România. Ba, a pus sechestru nelegal, de la afară. Că așa spune judecătorul. De la afară. Mai multe nu spun. Că banii care a dat statul român și hotărâri judecătorească în alte curți, domnule, că trebuie să-i speli. Ce să-i speli? Cum să-i speli bani, ce statul are bani negri? Bun, nu are rost să discutăm nici pe tema asta, doar că e mult timp, n-am făcut o conferință de presă, am vrut să o aduc și pe asta în discuție. Dacă vreau mâine 10 milioane pe mână, iau imediat în 3 secunde, nu vreau. Vreau 5. O să vedeți că o să iau chiar, poate chiar în viitor apropiat. Dar v-am mai ajutat? Nu vă spun mai multe, doar vă spun. Dacă vreau 10 milioane mâine, iau pe loc. Acum o să fie altceva, o să mă ocup eu personal. Nu mai vroiam. Dar trebuie să mă ocup personal. Adică ce înseamnă personal? Dacă nu, o să trăiască să merg în fiecare zi, la fiecare meci, înainte de meci, să vorbesc cu jucătorii, să vorbesc cu ei, pentru că nu se mai permite eșec la an. Trebuie neapărat un campionat. Și plus de asta, echipa asta care o văd, adică ea cum este, puțin debusolată, dar noi jucăm fotbal, mie îmi place jocul. Nu marcăm,
luăm goluri, că n-avem fundaș central ca lumea, n-avem bună apărarea, dar echipa asta și cu Polaru, și cu Nedelcu, și cu Aidă, și cu Moruțan, un an în plus peste el trecând, și cu Buș, că n-aveam, noi n-aveam atacamă degeaba, duceam mingea acolo, de-aia ta-ca-ța-ca-ța-ca-ța, că n-aveam ce să bagem poartă. N-avea ce să intre combinație cu Man, cu Coman. N-avea... Va fi altceva. Dar există interes pentru o lară din Andrei Mărătării? Nu știu nimic asta. Asta nu știu. Ce pot să vă spun? Vă spun că dacă vreau pe Coman, pe Man, 10 milioane, iau imediat. Dar nu știu, de o lară nu știu nimic. N-am primit nicio ofertă, nici n-am vorbit cu nimeni nimic. Pentru Coman aveți